La nivelul județului Giurgiu se înregistrează o serie întreagă de recorduri din care cele negative nu lipsesc. De pildă, când este vorba de contribuabilii din sistemul de asigurări, numărul acestora este foarte mic în raport cu pensionarii, ceea ce duce la o oarecare concluzie. Populația Giurgiului îmbătrânește. La sfârșitul lunii octombrie, în județul Giurgiu, erau de două ori mai mulți pensionari decât salariați. Aceasta datorită atât îmbătrânirii populației, cât și reducerii numărului de locuri de muncă. Locurile de muncă insuficiente, posibilitatea redusă a tinerilor de a se angaja, invocându-se lipsa experienței, sunt cauze care conduc la recorduri triste. Acum, în județul nostru, se înregistrează aproape 39.000 de persoane angajate, care susțin prin contribuție aproape 60.000 de pensionari de stat. Acestora li se adaugă pensionarii din agricultură și șomeri.